E plin de frații petului nostru către Marea Neagră. E îngrozitor de mult. Lăzi de bere, dulapuri, frigidere. Acest se duce la vale, de fapt noi vrem să le spunem, nu se duce la vale, se duce la alții. Adică și nu este normal ca noi să aruncăm gunoiul către alții. Petile arată oamenilor ce se întâmplă cu peturile și deșeurile pe care ei le aruncă pe malul apelor. Acum se află în mare, în dreptul Turciei. Călătoria lui Peti începe în ziua de 18 octombrie 2021, când a fost lansată pe râul Olt de un grup de copii din Hărman. Ei au avut și un mesaj scurt pentru toți oamenii. În sticlă au fost introduse echipamente electronice de localizare GPS, comunicații online, acumulator și un panou fotovoltaic. Peti își povestește aventura pe o platformă online, unde există și o hartă cu traseul pe care îl parcurge. Acest se duce la vale, de fapt noi vrem să le spunem, nu se duce la vale, se duce la alții. Adică și nu este normal ca noi să aruncăm gunoiul către alții. Voluntarii au deblocat mereu sticla de plastic, au ajutat-o să treacă și peste multele baraje ale hidrocentralelor de pe râul Olt, pentru ca Peti să-și ducă mesajul până la Marea Neagră. Pe tot traseul, voluntarii au găsit alte peturi la mal. E plin de frații petului nostru către Marea Neagră. E îngrozitor de mult. Lăzi de bere, dulapuri, frigidere. În 30 aprilie, Peti a ajuns la Marea Neagră. A plutit în derivă aproape 2 săptămâni până a fost aruncată de curenți pe mal în apropiere de Varna, în Bulgaria. Un grup de electroniști entuziaști și-au dat seama că e o sticlă specială, după ce au scanat codul QR pe care îl conține. Le-a plăcut această idee și au zis că vor și ei să contribuie. Au luat-o, au reparat-o puțin și acum din nou a fost repusă în apă și călătorește undeva probabil spre Turcia sau spre Georgia. Conform unei estimări, până în anul 2050, oceanele ar putea conține mai multe materiale plastice decât pești. Petul este realizat dintr-un material rezistent care se descompune în 450 de ani.